Terenul principal al complexului Cetate pare a fi de bun augur pentru echipele ce evoluează pe această suprafață. Dacă Unirea Alba Iulia nu mai există, pe stadion au călcat săptămâna trecută crampoanele juniorilor A și B ai clubului, iar în weekendul care tocmai s-a terminat, formația de fotbal feminin a Vobii Alba Iulia a reușit să scoată un punct important din confruntarea contra echipei Viitorul Reghin. Fetele antrenate de către Cătălin Pop au început partida timorate și fără să aibă vreo viziune asupra jocului. Oaspetele au defilat pe teren și au reușit să înscrie 3 goluri până la pauză. Partida semăna cu precedentele meciuri în care Navobi a fost țintă vie pentru toate adversarele. Însă la pauză Cătălin Pop și-a mustrat elevele și a reușit să le motiveze pentru a da mai mult pe teren în mitamul secund. N-aveți un pic de ambiție voi, nu vă dau ambiție, nu vă nimic. Chiar nu mă vă uitați, Nimeni nu aștepta o evoluție ca cea de sâmbătă a fotbalistelor din Alba Iulia. Acestea au reușit să revină de la 3-0 și au egalat scorul la 3, ratând de câteva ori și ocazia de a câștiga primul meci oficial din istoria clubului. Golurile echipei Navobi au fost marcate de către Andreea Iloae, de 2 ori și Alexandra Marian din lovitură de pedeapsă. Ambele marcatoare ale echipei din cetatea Marii Uniri sunt arbitrii județeni, ceea ce demonstrează că persoane interesate de acest sport pun umărul la un viitor proiect de succes care se anunță a fi în Alba Iulia în ceea ce privește fotbalul feminin. Proiectul demarat de către Federația Română de Fotbal privind dezvoltarea fotbalului feminin, cele mai multe doritoare de a practica acest sport vin din județul Alba, fapt pentru care viitorul fotbalului feminin din județul nostru sună foarte bine.